Bun găsit! Astăzi se formează o lună plină în Zodia Leu, care vorbește despre încheieri, renunțări, dar și despre detașare și vindecare. Sunt zile intense la nivel emoțional și afectiv și vin cu un mesaj karmic puternic ca urmare a faptului că lunația este în careu cu nodurile lunare. S-ar putea să avem parte de situații mai puțin confortabile, dar necesare pentru evoluția noastră. Luna plină va fi resimțită intens în următoarele două săptămâni, iar cei mai influențați vor fi taurii, leii, scorpionii și vărsătorii, dar și cei care au ascendentul aici. Berbecii pot încheia o conexiune în care nu se simt puși în valoare, apreciați și iubiți. Totodată pot culege roadele unui proiect creativ, însă s-ar putea să nu fie foarte încântați de rezultate. Unii nativi resimt o reală nemulțumire din cauza responsabilităților care nu le permit să petreacă timp cu cei dragi sau să se bucure de un hobby. Taurii duc o luptă grea cu ei înșiși din cauza faptului că nu găsesc un echilibru între familie și carieră, între nevoile lor și ale celorlalți. Pot trata evenimente importante din viața celor dragi ca urmare a responsabilităților profesionale și se pot aștepta la reproșuri. Părinții pot avea nevoie de sprijinul lor. Gemenii pot avea parte de discuții intense, apăsătoare, care să răscolească trecutul, dar care să-i ajute să renunțe la ceva, să se vindece de o frică, de o dependență, de o stare anxioasă. Se pot lua decizii finale, iar unii nativi pot culege roadele unei negocieri, unui act semnat. Racii pot avea parte de nemulțumiri și momente tensionate în plan financiar. Unii nativi pierd o sursă de venit, în timp ce alții renunță să facă o investiție, o achiziție, din cauza unor bani care nu le intră în conturi. Este un moment bun să realizeze că trebuie să devină mai chipzuiți în cheltuieli, mai ales dacă banii nu le aparțin. Lei au parte de luna plină în semnul lor și va fi un moment resimțit intens, în special de cei născuți în a doua jumătate a zodiei sau care au ascendentul aici. Se trage linie și se încheie un capitol în viața nativilor. Poate fi vorba de o relație care îi limitează, poate fi vorba de renunțarea la ceva nociv și de schimbarea stilului de viață. Fecioarele au tendința de a se raporta la trecut și pot face comparație între persoanele care au fost în viața lor și cele care sunt acum. Poate fi de bun augur acest lucru doar dacă nu repetă greșelile și tiparele. Trebuie să aibă grijă la sănătate, stresul, anxietatea și neliniștile interioare pot fi mari. Balanțele pot să realizeze că din cauza preocupărilor sentimentale și-au neglijat proiectele și roadele pe care le culeg acum nu vor fi deloc pe placul lor. Pot vedea adevărata fața unor persoane din anturaj, de evitat împrumuturile. Scorpionii pot avea o zi tensionată în plan profesional. De la certuri cu superiorii și până la pierderea unei funcții ca urmare a lipsei de responsabilitate, totul este posibil. Mai exact, pot culege roadele muncilor din ultima jumătate de an, însă s-ar putea să nu le fie pe plac. Săgetătorii pot avea parte de momente de conștientizare puternice, de adevărate revelații. Acestea pot veni în urma unor discuții sau în urma unor descoperiri pe care le fac. Se pot detașa de multe convingeri învechite și pot lua decizii radicale. Atenție la problemele cu legea. Capricornii pot avea parte de tensiuni în cuplu din cauza banilor și a proastei administrări a bugetului comun. Pot culege roadele unei investiții făcute în ultima jumătate de an, însă cel mai probabil, așa cum vor veni banii, la fel se vor duce. Pot ieși la suprafață trădări și minciuni. Atenție la luptele de putere. Vărsătorii sunt nevoiți să lase mai mult de la ei dacă vor să ajungă la un acord cu partenerul de viață sau cu partenerii profesionali. Autoritatea în exces și orgolile prea mari sunt taxate de univers și pot conduce la ruperea unei relații. Trebuie să fie atenți și la nevoile persoanei din fața lor și să fie mai deschiși compromisului pentru a obține ceea ce își doresc. Peștii se pot simți mai obosiți astăzi, fie ca urmare a programului de lucru solicitant, presărat cu tensiuni între colegi, fie ca urmare a unor probleme de sănătate care nu le dau pace. Pot profita de energia acestei luni pline pentru a se odihni și pentru a lua decizia radicală de a-și schimba stilul de viață, rutina zilnică și alimentația. Dragii mei, atât pentru astăzi, dar ne revedem și mâine!